Horia Georgescu, dezvăluiri incredibile despre George Maior, acuzații grave la adresa actualului ambasador, Amin Bit. Acuzații extrem de grave în cadrul Comisiei Parlamentare de Control a Serviciului Român de Informații, SRI. Eful Comisiei, Claudiu Manda, spune că George Maior, fostul sublinierei al serviciului, ar fi mincit în fața parlamentarilor. Totul vine după audierea ex-sublinierefului Ani, Horia Georgescu. Noi considerăm că George Maior a mincit. Horia Georgescu a adus probe în acest sens. Horia Georgescu ne-a comunicat că după ce a promovat examenul de presubliniere dintea trebuia să fie validat. S-a plâns la Maior ce nu este quorum, acesta l-a anuncat ce totul va fi în regulă. Apoi, la prima subliniere din ca Senatului s-a făcut quorum. Îl vom chema din nou pe domnul Maior la comisie. Nu poate să spun ce se cună subliniere te avag doar cu Horia Georgescu. Cei doi aveau o relație, a acuzat Claudiu Manda.